Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la ultimul video cu Mortal Kombat XL Towers. Dacă ați mai făcut o dată video cu Mortal Kombat XL sau ceva de genul, o să fie probabil cu altceva, o să văd eu ce și cum. Dar hai să vedem ce avem acum. Avem Triborg, ultima variație, că m-ați nebunit cu Triborg ăsta de atât de multe ori încât am înnebunit eu cu el. Și data asta o să jucăm cu Cyber Sub-Zero. Pentru cei care sunteți curioși cum puteți să jucați cu Cyber Sub-Zero, WWP și îl alegeți pe Cyber Sub-Zero imediat și o să dați imediat cât de fain este Cyber Sub-Zero. Și cu asta noi cred că o să ne oprim cu Mortal Kombat pentru o perioadă. What is this? What is this? Atiha! Cyber Sub-Zero, boys! Are Cyber Sub-Zero niște porcării pe care eu nu pot să le înțeleg uneori. Așa că o să fie foarte, foarte dubios. Adică și asta are bombe și chestii. Și gheață. Adică ați văzut chestia asta. Are și d-astea. Oh god, ok. Și cu gheață. Hop, oh, no, n-a reușit să fac și aia cu picioarele. Acolo vreau să țin la perete mai mult timp. Aia a fost perfect. Atât. Ha! A, am crezut că pot să o îngheț acolo, dar n-a reușit. Oh, shit! Dă-i de aici! A fost ok asta. Stai, mă scuzați cum o să fie fatalitate dacă nu-l avem pe Smoke sau pe Cyrax sau pe Sector în astea. Ținem cum că suntem ăsta. Cred că ia locul cuiva. Ha. Oh, nu l-am auzit pe Liu Kang de ceva timp. Hop. Ah. Îmi place care slide-ul lui Sub-Zero. Slide-ul care îmi place foarte mult. Oh, e variația aia cretinească de Liu Kang. Ok, dar variația care tot știe. Dar dacă are aceeași brutalitate ca și Sub-Zero normal. Adică îl îngheți și apoi dai croșeu și îl spargi. Ia să vedem. Hup, 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 hup. Jabi, 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 stabi, 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 stabi. Hup. Nu, să nu drăznești. O, bine. Asta nu știu ce sunt dronele astea. Tot. Ala-i. Așa, hai zi-mă cine apare aici. A, apar toți ăștia trei, ok. Ar o lași pe ăsta. Ia să vedem cum trecem noi prin taurul ăsta, dacă trecem repede sau nu. Oh, Sub-Zero, asta e interesant. Cyber Sub-Zero vs. Sub-Zero. Așa. Hai să încerc să corup oameni ca să joc Mortal Kombat cu ei sau ceva. Oh, Sub-Zero ăla mișto. Bine, nu știu dacă e chiar la care îmi place. Mie îmi plăcea Grandmaster-ul. Da, mie îmi plăcea Grandmaster-ul. Hop, hop, hop. O, oh, ce l-am rupt cu bomba aia acolo. Fuck, am încercat să îl îngheț. L-a rupt. Atât.
Ah, m-a prins, nu cred. Ia bă și îngheață de aici. Mamă, ăsta e cu ciocanele. Oh, bine, serios acum. Hai mă, serios, vină cu ace. Uf, ce tare a fost asta. Robots rules. Înseamnă că facem și pe W ce se întâmplă. Trebuie să mai încep și alte direcții la brutalitatea asta. Pentru că, după cum bine știți, are mai multe variații. Which is kinda nice. Oh, Leatherface. Nu am văzut de mult pe Leatherface ăsta. Pare el mișto aici. Ah, stai acolo cu mințel, boss. Cool. Vai, ce mi-a dat-o pe aia. Gata. Ce l-am prins acolo frumos. Chiar mă așteptam să fie și Cyber Sub-Zero băgat în joc. Adică când am auzit Tribor Guns, ok, de ce nu s-au stăduit să-l bage și pe Syrah și Sector, dată că au făcut extended diferiți, încât combo-urile nu se aseamănă între ele. Bine, nu foarte mult. Adică la bază sunt aceleași mișcări, doar că fac altceva, adică slide-ul ăsta nu e integrat acolo. Dar fiecare robot, dacă faci gen, combinația pentru slide-ul de la Cyber Sub-Zero, are legătură cu teleportul de la celălalt, știi, sau ceva de genul. Deci e o combo de mișcare, să zic așa. E o mișcare, e un special move de mișcare. Ok, să mă lași puțin. A, nu, deci numai W, deci numai eu dacă apeși în sus. Încerc cu J. Apeși pe J. Foarte bine. Nu vedem și skip-uri în caz de ne pot muli sau undeva, dar nu cred că o să-l folosim. Ia zi pe Scorpion dacă îl rezolvăm repede pe jur. Și pe băiatul Scorpionel. Cred că Cyber Sub-Zero și Smoke sunt printre preferații mei la mișcări. Adică au mișcări foarte bune la tot ce înseamnă combat de ăsta așa. Adică specific pentru mine, foarte ușor de învățat și cu figuri din alea foarte ușor de prins. Ok, ăsta e la cu summoner-ul. Ce-mi plăcea mie înainte să joc summoner, sincer. Mi se pare destul de mișto. Păcat că încă nu știu ce-mi se face chestia asta. Adică văd că e o dronă acolo, dar nu știu exact ce vrea ea să facă. Pleacă de aici, te rog. E dronă, nu știu cum o folosesc acum, azi să văd probabil mai încolo. Bă, cine e acolo? Se bate cineva cu flăcări contra... Ăla pare fi Rain contra un spirit de foc sau ceva. Am și uitat, deci e Rain contra Blaze ăla, da, e Blaze. Atât. Aie. Stai mă, ușor. Asta a fost interesant. Păi nu mai pică? Uite că a picat. Asta e tare. Am făcut toate variațiile acum și pe asta. Șmecher, șmecher. Ia să dăm cu ăștia la alții acum. Ermac. Deja am trecut de jumate. Holy shit. Înseamnă că ne jucăm destul de bine, băieți. Înseamnă că suntem buni la chestia asta. Bine, se vede că Cyber Sub-Zero e dintre toate variațele de Tribor, ca să-mi spune ce mai mișto. Ce nu pot da skip? În secundă am căzut că nu puteam să dau skip. Oh, salut! Ah, shit, nu vreau să fac asta. Vreau asta. Și asta. Oh, fuck! Veni cu băbița. Opa aia. Gata. Ia
Opa! Oh, salut! Nu te cred! Prima dată când mi se face X-ray-ul ăsta. Eu mai prind X-ray-uri de când m-am reapucat de taure. Adică este primul X-ray pe care l-am prins în taure. Ba nu, minciuni. Mai fost unul. Aaa, râzi de mine. Râzi de... O, să nu drăsnești, bobiță. Nu, you son of a... Cum de aici? Nu cred că e de ajuns spațiu. Am zis că nu cred că e de ajuns spațiu, am și uitat cum era aia. What the fuck, eram asta aia încă. Nice. I fucked him up. Connect 10 aparcaturi. Și am următorul Predator. Opa. Și pe ce n-am mai avut noi în tower? Nu cred că am avut în tower, nu cred că am avut în tower pe... Fuck, stai să mă... Pe Jason, bă, nu am avut toată pe Jason. Să mă gândesc pe ce n-am avut în tower. Nu cred că am văzut în tower. Bă, pe el n-am avut. Încerc să mă gândesc acum. It's hard, pe Tania n-am avut în tower. Chiar nici în tower nu mi-a picat Tania. O să nu drăsnești, bebiță. Oh, ce m-a prins cu asta, frate, ești nebun. Stai, eu n-am văzut ce face X-ray-ul lui. Ah, am văzut ce face X-ray-ul lui. Cred că e ca la... Nu, am văzut, nu am văzut cum face combinația de la X-ray. În sensul... Cum o face atacul de început. Gen, e ca la Sub-Zero, că se îngheață și apoi dacă lovești, ți-o iei grav. Probabil că așa era. Lasă-mă pe aia acolo. Lasă-mă pe aia acolo. Lasă-o și pe aia acolo. Lasă-o și pe aia acolo. Lasă-o și... No! Ok, bine. Lasă-mă și pe aia acolo. Ok, bine. Ce mă vrei să bubui? Așa. Nu mișea asta. Încercăm și eu acolo, dar nu mișea. Îmi place să fac muzgă verde peste tot. Muzgă verde. Piu, piu, piu. Lasere peste tot și muzgă peste tot. Cute. Cute, cute, cute. Oferator. Oferator, apoi Goro și apoi și Shinnok. Bă, ne mișcăm super repede, îmi place. Deci se vede că e un caracter care chiar îmi place. A ajuns să fie pe filul meu. Dacă jucam Grandmaster Sub-Zero sau dacă jucam... Scorpion sau ceva, probabil iarăși mă jucam foarte bine. Scorpion și apoi iarăși Predator, mai bine preferat. Și să nu uităm de Tremor. Tremor mi-a plăcut. Când am zis, oh, Tremor nu cred că am întâlnit în Tower. Mai am să că am întâlnit în Tower. Ok, fuck, fuck, fuck. No. Ok. Ah, deci e cu înghețat, da, am înțeles. O să mor. Nu mă omoară. Hai, era dacă mă omoară. Tu, frate. Te un cât de aproape eram. Acum trebuie să mă mișc și mai repede să-l rup. Iar mai mult cu asta? Mă atacă, serios? Tăt. 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 Pleacă de aici. Nu! Puși, mă, fraiere. Pop, get the fuck out. Creatură inferioară ce ești?
O, oh, iarăși, pere, du-te. Dumnezeu. Ce-mi dai nebunul. Ok, ok. It's fine, guys, it's fine. Măcar bombițele. Oh, șuș. Ai, ai, ai. Dă-l mă pe ăsta. Cel mă celărește în chestia asta, frate. Trebuie să încerc și aia cu X-ray-ul, dar nu, mereu îmi folosesc bările încât să nu folosesc X-ray-ul acolo. Stai, asta e nasol. Ia uite-l pe ăsta, pe Goro. Bătu Goro. Bătu Goro. Bătu go 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 go. Este cum ne descurcăm la Goro. Scurce variații. Ah, ok. E aia cu bătaie. Ok. Am înțeles. Oh, bine că iară țopăi. Goro, nu mai țopăi, nu e frumos. Ok, bine, stai așa. Este în care îți place mai mult, a mea sau a ta? Tât. Nu, șez. Șez. Bine mă, cum ai prins tu aici. Ia da. Drăguț. Drăguț. Mă, mai uitam și pe video uneori la video astea ale mele de când am cu tastatura. Se aude țăcărintul ca și cum a spamat la greu. Dar de fapt nu spamez, o fac de astea regulate. Dar se aude ca și cum spamez, știi? Asta mi se pare foarte dubios. Tot. Ah, shit. Bă, serios, du-te mă. Okay. Mm. Ce-a scumit acolo? Asta chiar m-a prins cu de-astea. Oh, da, ești maestru de combat. Pe cum de aici? Rupe-l, sector. Dracu să le ia pe Goro, frate. Și nu că o să fie o problemă. Și nu că o să fie clar o problemă aici. Eu și nu viață. Ia dăm și noc. Oh, Bone Shaper. Dar nu ești tu puțin ca... Oh, îmi convine. Puști, puști, puști. Puști să dacă o să te ia. Băi vere. Cum a dus asta la low HP. Asta n-a fost plănită. Serios? Hmm. Serios. Să nu îndrăznești, să-mi faci mie figuri din astea, să-ți rup capul. Te acum vine cu dălea. Vine, vine băiatul mare, vine băiatul cu mărime. Băiatul cu grăsime. Sunt gheață, fraiere. Chiar crezi că figurile astea o să meargă pe mine? Ok, au mers puțin. Îi dau credit pentru asta. O, oh, tot m-a prins. Oh, shit.
Uiști, fraiere. Huh. Eu l-am făcut și pe ăsta. Doamne buni, l-am văzut și pe ăsta. Stai vor Sub-Zero. Nebunie de caracter. Hai zic, nebunie de caracter, băieți. E mișto, e pe placul meu. Mi-e-mi place. Pare mișto rău de tot. Doamne buni, cam asta ar fi tot și pentru acest video cu Towers, ultimul video cu Towers de acum, dacă nu cumva se hotărăsc băieții să scoată mai multe caractere, ceea ce mă îndoiesc, așa că, doamne buni, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!